De ce întotdeauna când încep să filmez, se întâmplă ceva? Vecinul taie iarba sau cineva, nu știu, taie lemne sau sudează? De ce? De ce? Am petrecut un weekend minunat alături de echipa Glamour la București, la Glamour Beauty Festival, ediția a doua. A fost de vis, ședințe de machiaj, tot ce e nou în materie de beauty, recomandări personalizate de skincare și beauty, întâlniri cu mari guru în materie de beauty și hairstyle. Ne-am distrat de minune, am făcut poze, am povestit cu voi, cele care ați fost acolo alături de noi, și vă mulțumesc tare, tare că ați venit să ne susțineți. Am aici goodie bag-ul în valoare de 600 de lei. În caz că v-ați uitat sau ați fost, știți deja că biletul a costat 200 de lei, în care primeați tot felul de ședințe și tot felul de informații și mai mult, acest goodie bag în valoare de 600 de lei. Ei bine, m-am uitat puțin prin el, bineînțeles nu aveam cum să nu mă uit pentru că eram mega mega curioasă, dar nu am desfăcut foarte multe produse, așa că azi le desfacem împreună. O să pun aici goodie bag-ul și am să încep cu lăsuțele pe care le-am primit lângă acest goodie bag. De la Palmolive am primit aceste două geluri de duș. Unul este cu aroma de cocos. Îmi place cocosul, întotdeauna mi-a plăcut și miroase super, super bine. Și al doilea, cu miros de mentă, super fresh, dacă vă plac aromele foarte fresh, acesta cu siguranță nu are cum să nu vă placă, cu mentă. Bun, mergem mai departe, am primit de la Colgate o pastă de dinți, varianta travel, și nu mai am aici, știți de ce? Pentru că întotdeauna uit ceva acasă, e bine, de data aceasta mi-am uitat pastă de dinți, așa că goodie bag-ul a venit la fix. Am primit și revista Glamour, bineînțeles, ediția lunii mai 2017, cu Chrissy Teigen pe copertă, una dintre preferatele mele. Și înăuntru, să știți că am răsfoit deja revista și înăuntru o să vedeți foarte multe noutăți și un super pictorial. Fotograf TV Clint și fashion editor Oana Vasilache, unul dintre preferatele mele. Trebuie să vă arăt cât de bine arată. Pentru mai multe poze să vă luați revista, pentru că e foarte mișto și o să aflați toate noutățile în zona asta de beauty din revistă. Tot în goodie bag am o poză cu fetele astea tare, tare faine, Bianca și Cătălina, pe care le-am reîntâlnit la Glamour. Ele au făcut parte din echipa mea de anul trecut la Glamour Street Fashion Show. Vă pup, fetelor! Mergem mai departe. Am primit pudra aceasta MAC de la Avon, pe care chiar vroiam să o încerc și, by the way, nici nu mai am pudră. Aveam o pudră super, super bună și mi s-a terminat. Așa că pudra aceasta a venit la fix. Ca știi și să o desfac. Anyway, este Magic HD Finishing Powder. Este o pudră HD pe care abia aștept să o încerc. Să vedem ce mai avem în pungă. O cremă de la Dr. Organic. Recunosc, nu am folosit niciodată produsele de la Dr. Organic. Auzisem de ele. Aceasta este cu ulei de argan. Este o cremă de zi. Ce promite să fie foarte hidratantă. Se oferă fermitate pielii și stați să vedem, formula ușoară îmbunătățește fermitatea și tonifică, hidratează, netezește și hrănește, protejează împotriva radicalilor liberi. 50 de ml, încă nu am încercat-o. Sunt curioasă ce miros are. Miroase a plante, are un miros foarte fresh. Îmi place că nu are parfum, ceea ce înseamnă că nu o să-mi usuce pielea. Mergem mai departe. De la Douglas am primit o spumă de baie.
Beauty of Hawaii. Deci miroase delicios, îți vine să mănânci. Foarte, foarte tare. Îmi place și ambalajul. Aveam impresia că este un spray inițial, dar este o spumă de baie pe care de-abia aștept să o încerc. Ce este acesta? Este apă de struguri. Grape water. Da. O apă de struguri. Spate spune că 0% parabeni, 100% bio, fără parfum, foarte tare. Chiar sunt curioasă. Hai să vedem. E super refreshing și cred că pe vară e exact ce avem nevoie în geantă cu noi. Stați, acum trebuie să... Bun. De la Urban Decay am primit paleta cu 24 de culori. Doamne, recunosc, nu m-am putut răbda și m-am uitat la ele, unul dintre ele l-am chiar început. Sunt... N-am ce să zic, culorile sunt demențiale. Aș vrea să am într-o zi timp să le testez pe toate, să vă arăt toate culorile, pentru că sunt bestiale, sunt minunate. Eu am încercat... Stai că vă și spun care am încercat-o eu. Rocksteady, aceasta din dreapta sus, colț, și e minunată. Așa vine, le puteți desface, să vă puneți, nu știu, câte una cu voi în geantă. Și puteți să folosiți cu o pensulă. Tot de la Urban Decay am primit acest tester Ultra HD fond de ten. De fapt este un primer, fond de ten, o bază, fond de ten, bază și fond de ten. Da. Este nuanța 2.5, 5 și 8. Nu am încercat foarte multe produse de la Urban Decay, dar sunt curioasă pentru că am auzit doar de bine de ele, așa că o să le testez și o să vin cu noutăți. De la Lancome, o cremă multicorectoare. Ia să vedem. Dacă scrie și în română pe undeva, dar nu scrie în română. O desfacem, să vedem ce e înăuntru. Întotdeauna mi-a plăcut ambalajele de la Lancome. Sunt așa foarte luxury. Hot, sexy. Aceasta este crema. Sunt curioasă de textura ei. Să-mi pun puțin pe mână. Îmi plac cremele care nu miros bine, gen miros a plante, se simte că chiar sunt făcute din plante. Se simte că este foarte hidratantă. Și îți lasă așa pielea super catifelată. Mai departe, unul dintre parfumurile mele preferate, La Vie est Belle, de la Lancome. În varianta de 4 ml. Dar vine așa cu mini sticluța lui. E atât de drăguț! E perfect, e un parfum numai bun de călătorii. Îl puneți în geantă. Mega curioasă. Da, mi-era dor. Mi-era dor pentru că nu mai am în celălalt, cred. Da, nu mai am. L-am folosit tot. De obicei îmi las câteva picături. Dar din parfumul meu, La Vie est Belle, l-am folosit tot pentru că mi-a plăcut extraordinar de mult. Fără doar și poate este unul dintre parfumurile mele preferate. Să-l închid bine, să nu curgă prin geantă, cum am pățit-o de atâtea ori. Mai avem acest rimel, noul rimel de la Rimmel London. Volume Shake. Volume Shake. Sunt curioasă de periuță. Arată ca o periuță pentru volum. Îmi place super mult.
O să-l testăm și o să vedem. Mai avem acest gel de buze de la Bourjois, nuanța cu numărul 13. Eu mai am de la ei o nuanță foarte, foarte frumoasă. Îmi place colecția asta pentru că culorile sunt bestiale. Sunt așa super hot de vară. Sigur o să mă vedeți în curând purtându-l. Mai departe, avem această cremă de la Kiehl's, Rosa Arctica. O cremă regeneratoare, care la fel nu are un miros foarte, nu știu, wow, ce bine miroase, îți vine să o mănânci, nu are acel miros, are mirosul de plante, care e mai bun, nu are parfum, e perfect pentru tenul nostru, pentru că nu ne usucă și nici nu ne face tot felul de, nici nu ne provoacă tot felul de iritații. Știu și am auzit de produsele de la Kiehl's că sunt foarte bune, recent s-a deschis și la noi la Cluj și am primit un goodie bag de la ei, încă nu am apucat să le testez. Dar vreau să fac un nou vlog în care să vă povestesc despre produsele mele preferate după ce reușesc măcar 2-3 săptămâni să le testez. Mai departe, mai avem această ojă într-o culoare de asta mai turbată, așa, mai de vară, mai de piscină, mai de mare. Îmi place culoarea, este de la Sally Hansen. Și chiar îmi place culoarea, este chiar o culoare de vară, da. Pe final am mai primit câteva mostre de la Dr. Organic. De la Kiehl's am primit ceva pentru por, pentru că știu că ziceau fetele că sunt foarte, foarte bune. Crema aceasta este foarte bună. Scrie Rare. Este ceva pentru por, Daily Cleanser, care și că închide foarte bine porii și că e foarte, foarte bună. Sunt foarte curioasă de ele și aștept cu nerăbdare să le testez. Și mai am această cremă hidratantă într-un roz pudrat, care la fel pe spate spune că are 0% parabeni, 0% minerale, sulfați, ingrediente de origine animală, nu știu, scrie într-o franceză, sper să nu greșesc, n-a fost niciodată bună la franceză, scrie că este pentru piele sensibilă. Bun, o să o testăm și o să vedem. Ei bine, acesta este goodie bag-ul primit de la Glamour Beauty Festival. Cred că cel mai mișto la evenimentul acesta este că reușim să ne întâlnim cu voi, cititoarele noastre, și să împărtășim anumite experiențe care poate nu reușim atât de bine să le transmitem prin intermediul blogului sau a rețelelor de socializare. Așa că, ce să spun, aștept cu nerăbdare următoarele evenimente și până data viitoare, pup, pup!